Bună ziua cititorilor hotnews.ro, sunt Robert Mihăilescu și l-avem invitat astăzi pe europarlamentarul Zigfrid Mureșan pentru a ne explica ce înseamnă cele 80 de miliarde de euro anunțate de președintele Klaus Iohannis la capătul a 4 zile de nopți și zile de negocieri la Bruxelles. Bună ziua! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație! Avem anunțate 79,9 miliarde de euro în contul fondului de relansare și al bugetului multianual. Cum sunt alocați acești bani? Păi, în primul rând, președinții și prim-ministrii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au reușit să ajungă în această dimineață la Bruxelles la un acord pe două componente. Prima componentă, bugetul Uniunii Europene pentru următorii 7 ani de zile. Și știm acum că Uniunea Europeană va avea în următorii 7 ani de zile un buget de 1.074 de miliarde de euro. Aici, înaintea negocierilor, președintele Klaus Iohannis a fost transparent și a spus următorul lucru. Obiectivul nostru principal este securizarea fondurilor europene pentru coeziune și agricultură. Fiindcă acestea sunt principalele două categorii de fonduri europene de pe urma cărora beneficiază România. Fondurile structurale și de coeziune sunt bani pentru construcția de autostrăzi, modernizarea căilor ferate, reabilitarea drumurilor, anvelopări de blocuri, extinderea rețelelor de canalizare, apă, electricitate, gaze în statele din România, iar banii pentru agricultură sunt în primul rând plățile directe pentru fermieri și în al doilea rând banii pentru dezvoltare rurală. Și aici trebuie spus următorul lucru. Chiar înaintea negocierilor finale la care președintele Iohannis a reprezentat România, guvernul, miniștrii de resort și premierul Ludovic Orban au lucrat cu celelalte țări interesate de politica de coeziune și au reușit un lucru extraordinar, ca înaintea negocierilor să fie împământenit principiul ca fondurile structurale și de coeziune să nu fie reduse, să nu fie afectate pe durata acestor negocieri și președintele Iohannis în aceste 4 zile și 4 nopți de negociere a urmat exact acest principiu și a reușit practic să apere fondurile structurale și de coeziune și banii pentru agricultură, fondurile structurale și de coeziune aproximativ 27 de miliarde de euro și fondurile pentru agricultură aproximativ 18 miliarde de euro, în total 45 de miliarde de euro. Anvelopa națională a României pentru următorii 7 ani din bugetul Uniunii Europene, bancă care nu ni va putea lua nimeni niciodată, bancă care nu va trebui să concurăm cu alte țări europene, și sunt bani alocați României acum pe care doar va trebui să îi iasă. În al doilea rând, planul și cel de-al doilea pilon, planul de redresare economică al Uniunii Europene de 750 de miliarde de euro. Aici au fost presiuni uriașe pentru reducerea volumului acestui plan și în negocieri, președintele Iohannis împreună cu ceilalți lideri care au spus că Uniunea Europeană are nevoie de un răspuns puternic, convingător, unit, solidar la criza coronavirus, au reușit să apere acest volum. Deci planul de redresare economică al Uniunii Europene intră în vigoare la 1 ianuarie, așa cum a fost prevăzut, și intră în vigoare exact cu volumul și cu puterea, cu anvergura care a fost propus de Comisia Europeană, 750 de miliarde de euro. Din aceste 750 de miliarde de euro, 390 vor fi fonduri nerambursabile, bani gratis, bani pe care nu va trebui să-i dăm înapoi niciodată, iar 360 de miliarde de euro vor fi credite, dar în condiții extrem de avantajoase, fiindcă Comisia Europeană are o bonitate extrem de bună pe piețele internaționale, are un rating foarte bun, AAA, reușește să împrumute bani pe piețele internaționale în condiții extrem de avantajoase, la preț bun, cu rata dobânzii foarte mică și cu durată de reambursare foarte bună. Comisia Europeană va împrumuta acești bani în condiții bune pe piețele internaționale și ne va pune nouă la dispoziție în exact aceleași condiții. Din aceste 750 de miliarde de euro, cea mai mare parte, adică 672,5 miliarde de euro, merg în facilitatea de redresare și reziliență a Uniunii Europene, bani ce vor fi alocați celor 27 de state membre în funcție de planurile de relansare prezentate la nivel național inițial,
erau prevăzute doar 560 de miliarde de euro pentru planurile de relansare la nivel național, acum sunt prevăzute 672,5 miliarde de euro și acești bani vor constitui sursa de finanțare a planului de relansare prezentat de guvernul Orban. Eu însumi sunt raportor al Parlamentului European pe actul legislativ privind această facilitate de redresare, cele 672,5 miliarde de euro, și vă pot spune acum că în munca legislativă pe care am început-o, vom veni cu o listă de domenii și proiecte eligibile spre finanțare și veți vedea o convergență perfectă între planul de redresare european și planul de relansare al Guvernului României, adică principalele proiecte propuse de Guvernul României în planul de relansare vor putea fi finanțate din pachetul de redresare la nivel european. Ultimul lucru pe care îl spun, pe bugetul Uniunii Europene, Consiliul a ajuns la un acord. Și este un acord foarte bun pentru România, bun și pentru Europa în ansamblu, dar cuvântul final pe acest buget îl va avea Parlamentul European. Așa cum și la nivel național, ultimul cuvânt pe buget îl are întotdeauna Parlamentul României. Așa este la nivel național, așa este și la nivel european, ultimul cuvânt pe buget îl are Parlamentul European. Vă anunț că joi dimineață, poimâine, pe 23 iulie, ne vom întâlni într-o sesiune extraordinară a Parlamentului pe bugetul Uniunii Europene pe următorii 7 ani și pe baza acestei rezoluții vom intra în negocierile finale cu Consiliul. Eu negociez această rezoluție din partea grupului Partidului Popular European. Am început munca în această dimineață la ora 8 și vă pot spune că în această rezoluție vom apăra politica de coeziune și politica agricolă comună, exact cum au fost adoptate de Consiliu, adică aceste două domenii foarte importante și pentru România, și vom vedea dacă vom putea obține chiar anumite creșteri moderate, realiste, la domeniile legate de viitor. Cercetare, dezvoltare, inovare, protecția mediului, bursă Erasmus pentru tineri, securizarea frontierelor. Deci, bugetul final va fi adoptat în Parlament ca urmare a unei negocieri, dar sigur va fi, la fel ca și acordul de azi dimineață, un buget bun pentru România. Deci, concret, din fondul de redresare, România cât obține? Cifrele concrete le vom avea în următoarele ore de la tehnicienii Consiliului. Știți, la început, propunerea a fost în jur de 30 de miliarde de euro. Exact acesta este rezultatul pe care l-am și obținut. Nu este nicio reducere pentru România, vor fi în jur de 30 de miliarde de euro pe următorii 4 ani, fiindcă acest plan de redresare este accesibil pe 4 ani de zile, deci un pic mai mult de 30 de miliarde de 4 ani de zile din planul de redresare și aproape 50 de miliarde din bugetul Uniunii Europene pe următorii 7 ani. Din aceste 30 de miliarde, cât sunt granturi și cât sunt credite? Mai mult de jumătate vor fi la finalul zilei granturi, fonduri nerambursabile, bani pe care nu trebuie să îi returnăm niciodată. De ce credeți că lumea... La nivelul întregului pachet, raportul este 390 de miliarde de euro granturi, fonduri nerambursabile și 360 de miliarde de euro credite. Din 750, 390 nerambursabile, 360 credite. Experții tehnicieni vor face calcule în următoarele ore și de îndată ce vom avea cifrele, de îndată ce noi, Parlamentul, le primim și de îndată ce și autoritățile din România le primesc, sigur că le vom pune la dispoziție. Dar, în general, ne putem aștepta să se păstreze această pondere. Exact. Ponderea de la nivel european se va reflecta și în ponderea sumelor primite de România. România nu va fi în niciun fel dezavantajată, dimpotrivă. România este unul din principalii câștigători, atât ai planului de redresare, că vom primi mai mult de 30 de miliarde de euro din cele 750, cât și al bugetului Uniunii Europene. Nu uitați că pentru politica de coeziune, de exemplu, Ungaria și Polonia au reduceri de 23, respectiv 24%, fiindcă pe indicatorii obiectivi ai Uniunii Europene s-a ajuns la concluzia că acolo căile ferate de mare viteză sunt construite.
autostrăzile sunt construite. Ei sunt mai eficienți din punct de vedere energetic decât noi, ca atare nevoia lor de fonduri este mai mică decât nevoia noastră și de aceea Uniunea Europeană a spus că România va primi și în următorii ani mai multe fonduri. Polonia și Ungaria au anumite reduceri acolo. E clar că România este și în comparație cu țările din regiune, din estul Europei, unul din mari câștigători ai acestor reduceri. De ce credeți că un coleg de-al dumneavoastră din Parlamentul European, domnul Negrescu de la PSD, vorbește deja de un eșec și o scădere substanțială la fondurile de dezvoltare rurală, cercetare și digitalizare? Păi, în primul rând, Partidul Social Democrat este în opoziție, ca atare trebuie să critique probabil orice rezultat. Dar vă spun un lucru foarte important și vă răspund imediat și întrebării dumneavoastră. Lucrul foarte important pe care vă spun este că pentru prima dată acum, de când România este stat membru al Uniunii Europene și de când se poartă negocieri pe bugetul Uniunii Europene, pentru prima dată președintele României, prim-ministrul și miniștrii guvernului vorbesc pe aceeași limbă și acești de miliarde de euro pe următorii 7 ani față de aproximativ 45 de miliarde pe ultimii 7 ani de zile. Adică, toate rezultatele pe care președintele Iohannis le-a obținut acum în Consiliu au fost pregătite de miniștrii de resort în negocierile la nivelul miniștrilor și de prim-ministru Ludovic Orban, care a purtat de asemenea multe discuții bilaterale cu omologi de ai săi, prim-miniștri din alte țări membre ale Uniunii Europene. Esențială a fost întâlnirea ce a avut loc pe 1 februarie 2020 în Portugalia între prim-miniștrii țărilor beneficiare ale politicii de coeziune. Acolo, practic, s-a decis ca aceste țări să rămână unite, să nu se lase divizate și să nu accepte nicio reducere a politicii de coeziune. Această muncă a guvernului, a premierului și a președintelui de-a lungul ultimilor luni, care a culminat acum cu Consiliul European, ne-a permis să vorbim la unison, pe o singură voce și să avem un rezultat bun, o situație mult mai bună decât în trecut, când guvernul vorbea pe cu totul altă limbă față de președinte și slăbea poziția de negociere a României la nivel european. Legat de declarația europarlamentarului PSD, sigur, europarlamentarii PSD sunt invitați să meargă în grupul socialiștilor europeni și are și mai multe fonduri europene pentru România și să vedem dacă reușesc să obțină. Eu vă spun că rezultatul obținut de președintele României a fost cel mai bun rezultat posibil, iar dintre cele 4 țări care au avut un buget mai mic, care au cerut tăieri de fonduri europene, Olanda, Austria, Suedia și Danemarca, 2 țări au primit niște socialiști, Suedia și Danemarca. Faptul că acele țări au cerut atât de insistent tăieri arată evident că nici europarlamentarii PSD nu și-au făcut munca acolo și nu au fost interesați de un rezultat bun obținut de România. Tot ce s-a obținut până acum, prin munca președintelui și a guvernului, și rezultatul final, vă spun că noi, europarlamentarii Partidului Național Liberal, de asemenea, Parlamentul European și eu negociez rezoluția numele grupului PP, ne vom asigura că e un rezultat bun, dacă cei de la PSD doresc să sprijine foarte bine. Tăierile de buget, acolo unde au existat la domenii care nu au afectat România. Domeniile cele mai importante pentru România, agricultura și politica de coeziune, au rămas intacte, nu au fost reduse în cadrul acestor negocieri în ultimele zile. România a fost unul dintre câștigători, atât pe buget, cât și pe planul de regresare economică european. Pierderi au avut de suferit alte țări, nu România. Dacă ne uităm puțin la criteriile de alocare, se vorbește despre rata șomajului, populația și căderea PIB-ului. Ar putea România să fie un pic dezavantajată aici? Nu. România nu va fi dezavantajată legat de criterii. Pentru banii din bugetul Uniunii Europene, important este PIB-ul pe cap de locuitor la nivelul unei regiuni. În primul rând. În al doilea rând și situația de pe piața forței de muncă. Căci vrei ca oamenii să aibă locuri de muncă stabile, bine plătite, să creeze oportunități de dezvoltare economică și locuri de muncă. Eficiența energetică, de asemenea, este unul din criterii. Și pe baza tuturor acestor criterii obiective,
Uniunea Europeană a spus că România are în continuare nevoie de fonduri și propunerea Comisiei Europene a fost de a da creștere la politica de coeziune pentru România în următorii 7 ani, față de ultimii 7 ani de zile, și am reușit să apărăm aceste creșteri în toate aceste negocieri. Pe planul de redresare economică, de asemenea, indicatorii sunt legați de PIB-ul, de creșterea economică și de PIB-ul pe cap de locuitor, de creșterea PIB-ului în ultimii ani de zile, și lucrurile și aici sunt bătute în cuie. Alocarea pentru România este făcută. Negocierile în Consiliu s-au încheiat. Nu mai are România de unde să piardă în viitor nimic din acești bani. Pe negocierile din Parlament, cum v-am spus, pe planul de redresare, nu se vor mai opera modificări la cifre, ci la direcțiile în care banii să fie alocați, la condițiile în care banii să fie alocați, ca banii, într-adevăr, să meargă în modernizare, în dezvoltare, în redresare economică și nu pe pomeni electorale. Deci, pe planul de relansare, vom lucra pe condiții pentru a ne asigura că banii sunt bine cheltuiți, și pe bugetul Uniunii Europene vom apăra fondurile pe agricultură și pe politica de coeziune, și vom încerca să obținem, dacă se poate, niște alocări suplimentare la domeniile legate de viitor. De pe urma cărora câștigă Uniunea Europeană în ansamblu și, evident, și România. Acest summit maraton a marcat și două premiere, împrumuturi comune la nivelul Uniunii Europene și o condiționare a alocării de fonduri europene de statul de drept. Cum vedeți? Păi, în primul rând, sunt două teme separate. Împrumuturile comune. Împrumuturile comune reprezintă o decizie excepțională pentru o situație excepțională. Uniunea Europeană a mai luat până acum credite de pe piețele internaționale și le-a pus la dispoziția țărilor membre aflate în situații de dificultate. România, de exemplu, a beneficiat de pe urma unei linii de creditare de la Comisia Europeană. În timpul crizei financiare din anii 2009-2010, am primit atunci 6 miliarde de euro credit, bani pe care i-am returnat. Comisia Europeană s-a împrumutat și până acum de pe piețele internaționale, dar într-un volum mult mai mic. Acest volum reprezintă o premieră, datorită caracterului excepțional al crizei COVID. Uniunea Europeană a decis să fie solidară cu țările membre și am decis să combatem această criză împreună. Împreună să ne împrumutăm de pe piețele internaționale, folosind bonitatea bună a Comisiei Europene și să alocăm banii în funcție de nevoi țărilor membre. Deci sunt împrumuturi comune, nu pentru totdeauna, ele nu vor deveni regulă, ci este o situație excepțională. Comisia Europeană se împrumută acum pentru a pune banii la dispoziție țărilor membre. Legat de prima parte a întrebării dumneavoastră. Cea de-a doua parte a întrebării dumneavoastră, statul de drept, este foarte importantă. Aici vreau să fiu foarte clar, fiindcă am văzut și dimineață relatări în presa din România cu titlul, o publicație serioasă, spunea: iată, avem condiționarea fondurilor europene de statul de drept. Într-o altă publicație, de asemenea serioasă, spuneau: condiționarea fondurilor europene de statul de drept nu a venit. Trebuie să spunem cititorilor care este adevărul. Pentru prima dată în istoria Uniunii Europene s-a discutat și s-a adus în discuție această corelare a fondurilor europene de statul de drept. Adică, dacă guvernul unei țări, așa cum s-a întâmplat cu guvernele PSD în România sau recent în Polonia, de pildă, afectează statul de drept, atunci să fie tăiat accesul la fonduri europene. S-a discutat pentru prima dată această măsură și, practic, s-a agreat în Consiliul European că trebuie făcut ceva, că trebuie realizată această corelare. În Consiliul European este nevoie de unanimitate. Și este evident că guvernul Poloniei, în primul rând, al Ungariei, de asemenea, nu dorea o corelare puternică a fondurilor europene de statul de drept. Ce s-a obținut acum în Consiliu este un prim pas, dar foarte important. Ce va urma? Vă spun în premieră acum că în rezoluția Parlamentului European pe care o vom adopta joi, vom cere o condiționare foarte clară, extrem de strictă, a fondurilor europene de statul de drept, mai strictă decât acordul din Consiliu din această dimineață. De ce vom reuși noi să cerem mai mult? Fiindcă în Parlamentul European este suficientă o majoritate absolută pentru a vota o poziție, în Consiliul Uniunii Europene ar fi avut nevoie de unanimitate.
era majoritate și în Consiliul Uniunii Europene pentru o condiționare puternică a fondurilor europene de statul de drept, dar nu era unanimitate. Și de aceea, în Consiliu, rezultatul este foarte bun, dar este doar primul pas. Este ceea ce se putea obține acum, corelarea de principiu. Noi, în Parlament, vom cere mai mult și anume vom cere următorul lucru. Că dacă un stat încalcă statul de drept, Comisia Europeană se poate, pe baza unor obiective, pe baza unor indicatori obiectivi, a unor criterii precise, să propună suspendarea fondurilor europene a acelui stat și această propunere a Comisiei Europene se poate fi respinsă în Consiliu doar cu majoritate calificată. Deci se intră în vigoare automat, excepția cazului în care Consiliul cu majoritate calificată, care e foarte greu de obținut, blochează această măsură. Și un stat care încalcă, o țară care încalcă statul de drept, nu va reuși niciodată în Consiliu să-și mobilizeze în apărarea sa o majoritate calificată. Imaginați-vă, imaginați-vă pe Liviu Dragnea cu prim-ministrii săi, Sorin Grindeanu, Mihai Tudose și Gheorghe Dăncilă încercând să obțină o majoritate în Consiliul Uniunii Europene, n-ar fi reușit niciodată. Putea obține 1-2 premieri, putea obține sprijinul a 1-2 premieri de teapa sa, dar niciodată o majoritate calificată. Punerea Parlamentului European este extrem de puternică și ambițioasă de sancționarea țărilor care încalcă statul de drept și această sancționare să fie blocată doar cu o majoritate calificată, lucru care cred că va fi extrem de greu. Vom intra cu aceste poziții, poziția Consiliului European și poziția Parlamentului European în negocieri, deoarece există legislație deja în procesul decizional, în procesul de codecizie între Consiliul de Miniștri și Parlamentul European. Și vom lucra cu aceste două poziții în negocierile ulterioare și cred că vom avea un mecanism la finalul zilei și eu vreau ca acest mecanism să fie cât mai aproape de propunerea Parlamentului și cât mai puternic. Am spus-o dintotdeauna și o repet, împotriva corelării fondurilor europene de statul de drept, sunt doar oamenii politici care au de gând să afecteze statul de drept. Dacă ești un politic cinstit care nu ai de gând să afectezi statul de drept, nu vei avea niciodată nimic împotriva corelării fondurilor europene de statul de drept. Ungaria a prezentat rezultatul acesta pe statul de drept ca fiind un mare succes. Așa este. Așa l-a prezentat. Așa a prezentat fiecare șef de stat și de guvern acest rezultat, fiindcă de aceea am și spus că este un rezultat bun pentru Europa, fiindcă a fost acceptabil la finalul zilei pentru toți prim-ministrii și președinții. A spus că este un rezultat foarte bun pentru România, datorită sumelor importante pe care România le-a obținut. Premierul Ungariei, evident, trebuie să prezinte rezultatul în țara sa ca pe un succes, este dreptul său, dar sincer vă spun, pe mine mă preocupă ca acest acord să fie bun pentru România și bun pentru Europa. Aceasta este preocuparea mea. Declarațiile premierului Ungariei, să fie de bine. Ce urmează acum? Joi, sesiunea plenară a Parlamentului European, în care vom adopta poziția noastră oficială pe bugetul Uniunii Europene și vom spune următorul lucru. Vom apăra politica de coeziune și politica agricolă comună, anvelopele naționale, banii care sunt deja prealocați țărilor membre, exact în forma în care Consiliul le-a adoptat și vom cere pe domeniile legate de viitor, unde banii nu sunt prealocați statelor membre, anumite creșteri pe cercetare, dezvoltare, protecția mediului, în bolții Erasmus pentru studenți, securizarea frontierelor, după care vor urma negocierile finale între Consiliu și Parlament și eu sper un vot final în Parlament cât de repede în cursul acestei etape. Pe planul de regresare, intrăm de asemenea în munca legislativă. Cele 750 de miliarde adoptate de Consiliu sunt bătute în cuie. La fel sunt bătute în cuie alocările pentru fiecare țară din aceste 750 de miliarde și la fel este bătut în cuie raportul între fonduri nerambursabile și credite din aceste 750 de miliarde, adică 390 de miliarde fonduri nerambursabile și 360 de miliarde credite în condiții avantajoase. Ce vom avea de făcut pe planul de regresare în munca legislativă este să
trasăm liniile, direcțiile și condițiile în care acești bani să fie alocați. Obiective: îmbunătățirea eficienței energetice, decarbonizarea Uniunii Europene, digitalizarea Uniunii Europene, liste pozitive de proiecte pe care le vom finanța și vom spune și următorul lucru. Foarte clar, și eu îl spun în premieră, vom spune că nu vom aloca, nu vom permite alocarea de bani din planul de redresare al Uniunii Europene pe proiecte de pe urma cărora să beneficieze țări terțe, țări din afara Uniunii Europene, să beneficieze prin achiziția de companii în sectoare strategice ale economiei Uniunii Europene în contra voinței țărilor membre ale Uniunii Europene. Adică nu vom permite ca banii europeni, ca planul de redresare economică, să ajungă în buzunarul unor țări din afara Uniunii Europene, fie că sunt Rusia, China sau alte țări care stau cu ochii pe companii europene și care caută să achiziționeze. În această criză, în această perioadă dificilă din punct de vedere economic, la preț bun, companii strategice în Uniunea Europeană, nu vom permite acest lucru și nu vom permite utilizarea banilor din planul de redresare economică în acest lucru. Cum ar putea fi posibil acest lucru? Ca acești bani să fie folosiți de țări terțe și cum ați putea să interziceți? Noi vom trasa regulile foarte clare privind genul de proiecte care să fie eligibile pentru finanțare și genul de proiecte pe care să nu le finanțăm, și asta devine literă de lege. Dacă ceva nu este eligibil, nu poate fi finanțat din planul de redresare. Care este riscul? Întrebarea dumneavoastră. Pe riscul este ca dacă o țară se află în perioadă de criză și dorește să-și privatizeze poate o companie de interes strategic, de infrastructură, electricitate, gaze și așa mai departe, să nu găsească decât un cumpărător din afara Uniunii Europene, poate în contra interesului strategic al Uniunii Europene, și atunci acest lucru nu va fi permis cu participarea fondurilor și cu implicarea fondurilor din planul de redresare al Uniunii Europene. Asemenea, achiziții vor fi marcate categoric ca fiind nepermise și nefinanțabile din planul de redresare al Uniunii Europene. Aceste credite comune urmează să fie rambursate printr-o serie de taxe stabilite la nivelul Uniunii Europene. Taxe pe plastic, carbon, pe giganții IT. Se va crea în felul acesta un buget la nivelul Uniunii Europene care va avea o valoare din ce în ce mai mare în timp. Se poate vorbi de coagularea... Vă rog. Da. Uniunea Europeană în momentul de față este finanțată din contribuții ale statelor membre. Și tocmai de aceea, din 7 în 7 ani, avem negocieri extrem de dure pe bugetul Uniunii Europene, fiindcă fiecare țară încearcă să beneficieze cât mai mult și să primească cât se poate de mult în raport cu ceea ce plătește. Există în Uniunea Europeană țări bogate, țări care plătesc mai mult în buget decât primesc. Și le-am văzut că au negociat extrem de agresiv la acest consiliu. Austria, Olanda, Suedia, Danemarca. Și Germania este o țară bogată care plătește mult mai mult în buget decât primește, dar Germania a avut o poziție de solidaritate cu celelalte țări europene, spre deosebire de celelalte 4 țări contributoare nete, Olanda, Danemarca, Suedia. Deci există țări care plătesc mai mult decât primesc și există țări ca România care primesc mult mai mult decât plătesc. De la 1 ianuarie 2007, de când am devenit stat membru al Uniunii Europene, noi, România, am plătit 18 miliarde de euro în bugetul Uniunii Europene și am primit 54 de miliarde. Am primit cu 36 de miliarde mai mult decât am plătit, am primit de 3 ori mai mulți bani decât am plătit. Deci suntem un câștigător clar în materie de fonduri europene de când am aderat la Uniunea Europeană. Ce vreau să vă spun este următorul lucru. Tocmai de aceea, fiindcă bugetul este format din contribuția statelor membre, unele contribuind mai mult decât beneficiază, tocmai de aceea avem aceste negocieri dure, am putea spune câteodată chiar ca la piață, în 7-7 ani.
pentru a negocia, pentru a evita aceste negocieri. Această formă a negocierilor în viitor este de dorit ca Uniunea Europeană să aibă surse proprii de venit, la fel cum are și bugetul la nivel național. Deci, pe termen lung, în loc ca în bugetul Uniunii Europene, o parte din bani, Uniunea Europeană să se financeze automat din surse proprii de venit. Un lucru foarte important pe care îl spun următorul. Acest lucru nu va duce la împovărarea niciunui cetățean sau a niciunui contribuabil, a niciunei întreprinderi mai mult decât este acum. Dacă Uniunea Europeană va avea surse proprii de venit și își va colecta taxele în mod direct, spre deosebire de sistemul de până acum, în care taxele se colectează toate la nivel național și guvernele plătesc la nivel european, dacă Uniunea Europeană va colecta taxe direct, se va reduce contribuția țărilor membre și se va reduce povara fiscală pe care o vom avea noi, contribuabili, de la nivel național. Este în discuție, în momentul de față, introducerea unei taxe pe plastic de unică folosință. Obiectivul este să se reducă consumul de plastic de unică folosință, care este extrem de dăunător mediului înconjurător și există practic acord la nivelul Uniunii Europene între Parlament și Consiliu privind introducerea în următoarea perioadă a unei mici taxe pe plasticul de unică folosință. Obiectivul este să ne descurajeze să mai consumăm atât de mult plastic de unică folosință, care adesea nu ne ajută și poluează mediul înconjurător. În afară de această taxă pe plasticul de unică folosință, nu există în momentul de față acord pe nicio altă sursă de taxare. Sunt doar variante în discuție. Să fie taxați mai mult giganții IT, la care ați făcut referire. Să fie taxat mai mult, să fie taxate mai mult emisiile de dioxid de carbon, să se perceapă o taxă la importul în Uniunea Europeană a unor produse în funcție de cantitatea de dioxid de carbon folosită în producția lor. Adică, pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon, ne reducem noi, la nivel global, ne reducem noi emisiile în Uniunea Europeană, dar dacă China și India produc oțel în continuare prin metode poluante și emit mult dioxid de carbon, este tot rău pentru planetă. Și de aceea, pentru a-i descuraja să producă într-un mediu dăunător pentru planetă, Uniunea Europeană va spune: vom taxa la intrarea în Uniunea Europeană importul de oțel, de pildă, sau alte produse ce au fost realizate cu mari emisii de dioxid de carbon în țările lor de origine, tocmai pentru a încuraja producția ecologică curată peste tot pe glob. Deci, pe scurt, se au în vedere mai multe taxe, dar nimic nu este decis. Și un lucru este clar: introducerea acestor taxe se va face fără a împovăra în mod adițional cetățenii nici din România, nici din alte țări membre ale Uniunii Europene, și orice taxă va veni de la nivel european va atrage cu sine reducerea contribuției pe care România o plătește în bugetul Uniunii Europene, și ca atare reducerea puterii fiscale pentru oamenii contribuabili. Un astfel de buget al Uniunii Europene ar putea fi un pas spre crearea unui nucleu mai puternic de decizie la Bruxelles, în detrimentul statelor membre? Parlamentul European și-a dorit întotdeauna surse proprii de venit ale Uniunii Europene. Guvernele țărilor membre nu și-au dorit acest lucru, fiindcă guvernele doresc să colecteze ele taxele, să aibă ele puterea de a colecta taxele și să decide ele cât acordă după aceea spre nivelul european. E clar că o Uniune Europeană care să nu-și decidă doar modul în care alocă banii, Comisia Europeană, Parlamentul, să nu decidem doar modul în care alocăm bugetul, resursele limitate pe care le avem la dispoziție, ci să decidem și cum le colectăm. E clar că asta ar însemna o Uniune Europeană mai puternică și mai ales capabilă să ofere soluții la problemele pe care oamenii le așteaptă. Oamenii așteaptă tot mai mult de la Uniunea Europeană. Am văzut acest lucru în timpul crizei COVID. Oamenii au așteptat soluții de la Uniunea Europeană. Oamenii așteaptă soluții de la Uniunea Europeană pentru protecția mediului înconjurător, reducerea emisiilor de dioxid de carbon, a poluării. Oamenii au așteptat soluții de la Uniunea Europeană în timpul crizei imigrației și a refugiaților. Oamenii așteaptă securitate pentru cetățeni. Oamenii așteaptă un control bun al frontierei externe. Iar dacă aștepți mai multe lucruri de la Uniunea Europeană, trebuie să-i dai și pârghiile.
necesare pentru a realiza aceste lucruri, pentru a rezolva problemele și o pârghie este evident pârghia bugetară, pentru ca Uniunea Europeană să poată face mai mult în viitor, să rezolve mai multe din problemele oamenilor, e clar că are nevoie de un buget robust, de un buget mai ampl. Pentru final, în cât timp credeți că se vor încheia negocierile dintre Parlament și Comisie pentru adoptarea bugetului? Ambele pachete, atât bugetul Uniunii Europene, cât și planul de relansare, vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2021, fără întârziere, sunt sigur de acest lucru. Cred că vom reuși să încheiem negocierile în toamna acestui an, sper în septembrie-octombrie, mai degrabă decât în noiembrie-decembrie, cu cât reușim să încheiem negocierile mai rapid și cu cât oamenii, beneficiarii de fonduri europene, vor ști mai repede exact în ce condiții și pe ce domenii vor veni banii, cu atât mai bine, dar deja sunt foarte important că există acord între președinții și prim-ministrii celor 27 de țări. Acesta a fost un prim pas foarte important. Joi, noi, Parlamentul European, ne vom adopta propria poziție în forma unei rezoluții, după care se merge în negocierile finale. Mă aștept să avem totul parafat în toamna acestui an și intrarea în vigoare fără întârziere la 1 ianuarie. Bună ziua, Mureșan, vă mulțumim pentru prezența în studioul Hot News. Eu vă mulțumesc pentru invitație, la revedere!